decizie de ultima oră. Ce se întâmplă mâine la cimitirul unde a fost îngropat Silviu Prigoană? Familia nu va fi mulțumită. Decizie de ultima oră după ce Silviu Prigoană a fost înmormântat în secret, fără ca persoanele care îl cunoșteau să aibă ocazia să și-a rămas bun. Ce urmează să se întâmple mâine la cimitirul unde a fost îngropat regretatul afacerist? Familia nu va fi mulțumită. Silviu Prigoană s-a stins din viață în după amiaza zilei de 12 noiembrie în timp ce lua masa la un restaurant din Bran. Cadrele medicale ajunse de urgență la fața locului au făcut tot posibilul să-i salveze viața însă. Din păcate, eforturile lor au fost în zadar. Ce urmează să se întâmple mâine la cimitirul unde a fost îngropat Silviu Prigoană? Fei cei mari ai lui Silviu Prigoană au decis să-și îngroapte tatăl în secret, fără să dea ocazia celor care l-au cunoscut pe regretatul afacerii să-i aprindă acestui o lumânare și să-și a rămas bun, lucru care i-a nemulțumit pe mulți mâine, 16 noiembrie 2024, începând cu ora ora 10. La cimitirul unde a înmormântat Silviu Prigoană se vor strânge foști colaboratori ai omului de afaceri, asociați, prieteni, unii dintre ei veniți din străinătate pentru a-i aduce un ultim omagiu. Așadar, pentru că Honorius Prigoană a ales să-și înmormânteze tatăl în secret, persoanele care l-au cunoscut pe regretatul afacerist vor veni să-i aprindă o lumânare și să-l pomenească în mâine dimineață. Declarațiile făcute de Dan Prigoană unul dintre frații lui Silviu Prigoană. Dan Prigoană a declarat în cadrul emisiunii un show păcătos că el nu și-ar fi dorit oricum să participe la mormântarea lui Silviu Prigoană, însă frații lui ar fi dorit să ia aparte. Unul dintre frații regretatului afacerist e de părere că tot ceea ce se întâmplă este un circ. Honorius nu poate să fie decât Silviu. Casta a primit educația, să mergi acolo și să-l vezi pe Silviu decedat și să-l vezi pe Silviu în picioare. E ceva absurd. Și fratele meu a zis: Noi nu mai mergem. Bine, dar de ce nu mergeți? Păi nu se știe, domnule, nu se știe nimic. L-au sunat pe Honorius, nu răspunde la telefon, de acolo nu i-a sunat nimeni pe frații mei. Pe mine nu mă sunau oricum, că știau că nu mă duc, a declarat Dan Prigoană, unul dintre frații lui Silviu Prigoană, la un show păcătos.